Salut! În clipul de azi o să încercăm să rezolvăm exercițiul 3 din testele propuse de Facultatea de Drept pentru examenul de raționament logic. Acest tip de exercițiu nu prea are legătură cu disciplina logică și argumentare, dar totuși o să îl rezolvăm. Cerința sună în felul următor: fiecare rând marcat cu litere romane al tabelelor de mai jos include câte două mulțimi, una de litere și una de cifre. Răspundeți la următoarele întrebări, știind că într-un anumit tabel fiecare litere îi corespunde o singură cifră și fiecarei cifre îi corespunde o singură literă. Bun. Și avem în felul următor. La exercițiul 21, pe prima linie, avem litere A, E, J, P, iar ca cifre 4, 7, 6, 2. Și pe rândul 2, F, K, R, E și 5, 3, 1, 4. Bun. Ne întreabă ce literă poate să-i corespundă cifrei 4. Ce trebuie noi să facem? Trebuie să găsim similitudini între cifre și între litere. În cazul nostru, dacă ne uităm, cifra 4 apare și pe prima linie și pe a doua linie. Ce trebuie noi să facem este să căutăm o literă care să apară pe prima și pe a doua linie. A nu apare, apare E și atât. Deci singura literă care seamănă sau mă rog are ceva în comun cu cifra 4 este litera E și anume apare și pe prima linie și pe a doua linie. De aceea răspunsul corect o să fie la 21 C, adică numai E. Să mergem la exercițiul 22, unde avem 3 linii și ne întreabă la fel ce literă poate să-i corespundă cifrei 3. Să vedem ce este cu cifra 3. Cifra 3 apare pe prima linie și mai apare pe a doua linie. Haideți să vedem dacă găsim vreo literă care are aceleași trăsături. Bun, V-ul apare pe primele două linii, deci nu intră în discuție. R apare pe prima linie, R apare și pe linia a treia, deci am avea R până acum. Bun, K apare și el pe prima și pe a treia linie și F apare și el pe prima și pe a treia linie, doar că F apare și pe linia a doua, deci F nu poate fi considerat. Deci o să fie literele R și K, oricare dintre R sau K, răspunsul corect ar trebui să fie D. Mergem mai departe la 23. La 23 avem așa: ce literă poate să-i corespundă cifrei 6? La fel, cifra 6 apare pe prima linie și pe a doua linie. Căutăm o literă care să apară la fel pe ambele linii. Vedem de aici că avem S-ul care apare, în rest nu mai apare nicio literă. Deci răspunsul corect ar trebui să fie B, numai S. Mergem la 24. Ce literă poate să-i corespunde cifrei 4? Cifra 4 la fel apare pe ambele linii. Căutăm o literă care să apară pe ambele linii. T apare pe ambele linii. F apare pe ambele linii. Bun. Litera J nu apare. Litera P nu. Deci rămâne T și F. Răspuns corect ar trebui să fie E, oricare dintre literele F sau T.
Bun. Haideți să vedem 25-ul. Ce literă poate să corespundă cifrei 9? Cifra 9 la fel. Apare pe linia 1 și linia 2. Nu apare pe linia 2. F nu apare pe linia 2. L apare pe linia 2. Și O nu apare pe linia 2. Deci, răspunsul corect ar trebui să fie D numai L. 26. Ce literă poate să corespundă cifrei 5? Cifra 5, da? Apare și pe linia 1 și pe linia 2. Bun, litera U apare și pe linia 1 și pe linia 2. V apare. Bun. S nu apare. T nu apare. Răspunsul corect ar trebui să fie A, oricare dintre literele U sau V. Bun. Haideți să mai încercăm cu 3, cu 4 rânduri chiar. Ce literă poate să corespundă cifrei 6? Haideți să vedem. 6, 6 și 6. Deci apare pe linia 1, 2 și 4. Să vedem ce litere respectă această condiție. Y-ul nu apare pe linia 2, Y-ul, deci nu poate fi. J-ul da, apare pe cele 3 linii. Deci până acum avem J. T-ul apare pe linia 1, pe linia 2, dar nu apare pe linia 4, deci P-ul nu poate fi. S-ul apare pe linia 1, apare pe linia 2 și apare pe linia 4. J sau S, răspunsul corect ar trebui să fie A. Bun. La 28, ce literă poate să corespundă cifrei 9? Bun. 9 apare doar pe linia 2. Ok, haideți să vedem ce litere nu respectă această condiție. S-ul apare și pe linia 1 și pe linia 2, deci nu poate fi S. L-ul la fel apare și pe linia 1 și pe linia 2, nu poate fi L. M-ul la fel. Deci ne rămâne litera R, care poate să corespundă cifrei 9. Numai R-ul. Bun, și mai mergem la 29. Cifra 3 ne întreabă, avem cifra 3 pe linia 1 și pe linia 3. Pe linia 1 Z-ul apare, dar nu apare pe linia 3. T-ul apare pe linia 1, dar nu apare pe linia 3. N-ul apare pe linia 1 și apare pe linia 3. Deci avem N. G-ul apare pe linia 1, apare pe linia 3, dar apare și pe linia 2, deci G-ul nu poate fi. Ne rămâne doar N-ul, ar trebui să fie corect C-ul, numai N. Și la 30 avem ce literă poate să corespundă cifrei 9. La fel, am 9 pe o singură linie. Da, mă uit să văd ce litere nu respectă această condiție. B-ul apare pe o singură linie, da. H-ul apare, da. M-ul apare, da.
și x-ul apare pe două linii, deci x nu poate fi. Adică am avea B, H și M. Haideți să vedem dacă avem răspuns corect. Ar trebui să fie D-ul, oricare dintre B, H sau M. Și haideți să și verificăm. La 21 C și la 22 D, C și D, bun. 23 și 24 B, E. B, E, bun. 25 și 26 D, A. D, A. 27 și 28 A și C. A și C. 29, 30, C și D, C și D. Bun. Deci în acest fel se rezolvă tipul 3 de subiect din examenul de raționament logic. Succes!